thank <laughs> you Bună dimineața, Marius! Câteva cuvinte de dimineață, așa de concluzie cum am obișnuit. Aș vrea să spun că există o comparație făcută între Coran și uh, Noul Testament în general, dar și cu Vechiul Testament, dar în general Noul Testament. Cu toate Scrisurile și partea adițională a lor. Uh -huh. Făcută de un profesor universitar, și care spunea că Coranul are cam 97% instrucțiuni de comportament etice și morale. Uh. Și doar 3% reguli. Pe când noul și Vechiul Testament este invers. Are 97% reguli și un discurs de ură, un discurs de blestem, de blestemare, adresat soarele de iubire. Adică e o îndrăzneală extraordinară. Da. Și dacă te întreb cine poate să facă asta, nu, ajungi la diavol. Asta este. Și e foarte greu să suporți acest discurs de ură. Mă gândeam la psalm, nu se poate. Sunt și foarte multe, multe, multe capitole și tot timpul te ține numai într-o ură continuă. Un veninare, o trăvire, ceea ce nu este normal și nu este firesc. Dar, într-atâta ură, față de Soare de Iubire, sunt și câteva versete, uneori, câteodată, extraordinar de uh, importante. Atâta ne interesează pe noi să vedem pe Dumnezeu peste tot. Uh, uh, nici măcar instrucțiunile de etică și de morală nu ne interesează. Sunt și aici uh, multe, am văzut și în pistole, nu, cum se, se poartă femeia. Uh. Nu chiar multe. Sunt, dacă sunt, să zic, 20 de versete, este bine. Dar este totuși un, un interes acordat acestui lucru și ca bărbatul să fie respectat, să-i se dea antietate. Restul discursul de ură este de neacceptat. Și mai este ceva, în, mai ales în Noul Testament, concentrarea pe virtuți. De acolo a pornit. Absolutizarea virtuților, aduce necazul, aduce creșterea egotică, care înseamnă atașament de materie, adică materia pe primul plan, se anulează primele două porunci. De fapt, noi am citit în epistole, chiar voiau lucrul acesta să anuleze poruncile din Vechiul Testament, să aibă libertate de a-și face, de a -și face de cap omul. Din cauza asta, oamenii susțin Noul Testament, pentru că în ascuns, fiecare din ei a observat că are libertate totală, deci nu a fost îngredit la bunăstare și nu le zice nimeni despre lucrul acesta. Iar dacă le zice, le zice într-un mod accesoriu. Dominanta este importantă și chiar într-o predică. Într-o predică, dacă dominanta se duce a Iureaf, el iese de acolo fără nimic. Dar dacă dominanta ar fi, concentrarea ar fi pe să nu-ți faci chip să nu-ți faci idol, să nu aduni, să nu... că astea sunt consecințele, deci omul s-a mai gândit dacă să merg în continuare pe această direcție sau nu. Dar nu se întâmplă lucrul acesta. Sistemul acesta bazat pe dominantă a fost surprins și de rumii în cele două cărți aprobate în de Rană. Sunt două capitole care sunt dedicate modului cum a fost construit Noul Testament și de ce și explică foarte bine este vorba de secolul XIII anul 1200 și ceva deci când omul avea mai, multă, mai mult timp liber și um, avea timp să reflecteze să gândească și să nu alege iura pe a câștiga cât mai mult și putea să pătrundă taine lucruri pe de altă parte avea și ajutorul foarte mare pe care îl aveau din partea limbii, construcții lingvistice, care le dea posibilitatea să se ducă în fundal. Puterea mare a evreilor a venit din măsuță, de studiu la măsuță, puterea cea mai mare, și din faptul că ei derivează în fundal pe diferite nivele. Adică, mai bine spus, ronește de la adevăr pe care îl inversează și aduce argumente inversului Până te duce aiura de nu mai înțelegi nimic și te, te, te duce să îți, să îți construiești o realitate care nu numai că este falsă, dar este și împotriva lui Dumnezeu. Pentru că comportamentul nostru de zi cu zi, nu a aduna, a câștiga, al vedea pe aproape tău, dușmanul tău, este mm -hmm. de fapt împotriva lui Dumnezeu. Noi trăim de dimineața până seara împotriva lui Dumnezeu. Și cum să se spună, nu? că este o religie a iubirii Noului Testament, în condiții în care noi luptăm de dimineață până seara și celălalt din fața noastră, adversarul nostru. Nu? Ca, ca, ca și stare interioară, noi nu avem binevoire. Dacă ne calcă cineva pe burcan, că am sărit la el automat într-o Deci noi nu avem îngăduință, înțelege, de dimineață până seara, cu zâmbetul pe buză și binevoitor, să sărim la ajutorul celorlalți. Exact cum fac celulele noastre, cum fac sau organele noastre. Deci nu avem aceasta. Deci asta este, arată că, că nu a fost deloc util pentru Sufletul nostru. A fost împotriva Sufletului nostru. Deci este religie împotriva uh, Soarelui de Iubire, împotriva vieții. A fost construit împotriva vieții. Toată omenirea asta este prinsă. Bine că erau 14 religii care făceau același lucru. În momentul în care se pune un om mai presus decât ceilalți oameni, înseamnă că ceva e mai bun decât altceva. Înseamnă divizare. Înseamnă că ceva poate să fie mai prost, mai rău decât altceva. Divizare. Când s-a divizat, ego-ul a devenit, ego a devenit important. Când noi când creștem ego-ul, atunci creștem importanța materiei. Eu înseamnă raportez totul la binele propriu și înseamnă că materia este importantă. Am pus rațiunea existenței noastre în afară și căutăm fericirea tot în afară. Când, feri... Când, lucrurile din afară doar trec continuu și nu durează, nu poți să păstrezi pentru tine o fericire, că a și trecut. A văzut un film frumos, s-a dus, ai mâncat o prăjitură, s-a dus fericirea. Iar exteriorul, lumea exterioară fiind secundară, doar îți din energia vieții. Nu trebuie să te bazezi pe ea. Nu, este totul. nu trebuie să fie totul pentru tine în economia vieții tale. Adică zi de zi de zi trebuie să ai, să-ți duci viața într-un mod în care materia să nu fie primordială. Atunci, pe invers, eu nu este primordial. Însă s-a întâmplat o chestie. Când s-a pus eu pe, pe primul plan, s-au pus virtuți pe primul plan, reguli. Deci este cu o întreținere mecanismul acesta. S Sunt motoare. Deci, problema asta de lingvistică, aceste, cum să zic eu, segmente de tip cauză-efect, care sunt prezente în Noul Testament, mai ales, dar și în Vechiul Testament, de toate felurile. Nu mai vorbesc că peste acolo, peste tot în, în Vechiul Testament, sunt mai lupte și omoruri. Discurs Deci, discurs de ură. Și aici, la fel, la sunt Apostol Pavel. Când, când îl înveninează, când uh, acuză uh, soarele de iubire din față, el, de fapt, se acuză pe sine, arată cum este el. Că întotdeauna vedem în față ceea ce suntem noi și în el era o stare din asta de teamă, de frică prin dușmanii, soare de iubire lomară, scoatem dinți. Deci nu e, nu este normal nimic din ce este aici, nu este normal și uh, omul este în continuare îndoctrinat, este spălat pe creier prin, prin uh, cărțile acestea, care li se spun că sunt sfinte dar de fapt sunt discursul de ură, se este diabolizat. Prin divizare este diabolizat. Este cea mai puternică armă pe care au stăpâni la lume, au avut-o, o au și o vor avea în vecii vecilor, diviziunea. Omul nu-și dă seama pentru că îi dă, niște, îi dă posibilitatea lui însuși să să capete comodități, bunăstare și avantaje proprii. Deci, este împotriva lui pentru că este ajutat să-și crească eul și atunci el consideră viața o continuă luptă pentru mai mult bine pentru sine. Uhum. Și luptă unii cu alții, toată ziua luptăm, și apoi apare necesitatea a cuiva din afară care să reglementeze lupta și eventual să împartă premii sau să împartă cine este victorios sau nu. Sau să vindece. Deci apare necesitatea vindecătorului, reparatorului, care vin din față, care este preotul, avocatul, politicianul, psihologul, medicul și mai departe. Deci lucrul cel mai important, distrugerea, bomba cea mai importantă a fost că bunul să nu mai a că toate, noi am pus binele nostru pe primul plan. Și încă asta, peste tot, noi căutăm bine. Și zicem că Dumnezeu care ne dă bine, ne convine de el, dar Dumnezeu care ne dă rău, nu -l mai putem să-l acceptăm. Și ei au făcut un fel, un fel următor. Ne absolutizând binele, deci virtuți, ne-am atașat de materie, a crescut agresivitatea și atunci a trebuit să vină forțele Cerului, acel principiu atelier universal al al iubirii, care trebuie să te echilibreze și să te desprinde de materie ca să salveze viața. Ăsta este rolul lui, rolul, lui. Și din cauza asta, ei n-au făcut foarte inteligent a fost. Asta cu a pune un lucru mai presus decât toate, mi se pare genial. Și vine doar din niște oameni care au stat o viață întreagă la măsuță, au învârtit sensurile vieții pe toate părțile și au putut să ajungă la această înțelegere, care este foarte subtilă. Și vine din faptul că au dat peste cap adevărul, au adus argumente inversule, astfel încât noi au, au pus etichetă de bine, de miracol, de nu știu ce, răului, adică răului, diavolului. Mm -hmm. Și noi servim un diavol, noi ne rugăm la un diavol, asta facem noi. Adică la cel care ne dă binele. Da. Când binele este, de fapt, moartea Sufletului. Binele este pentru Diavol. Ce bine pentru Diavol este moarte pentru Suflet. Deci, noi tot timpul căutăm, <coughs> stăm în genunchi și ne rugăm să ne dea cât mai mult bine, deci cât mai mult rău pentru Suflet, cât mai mult bine pentru Diavol. Deci, asta e mecanismul de diabolizare. Bineînțeles că nu cunoaștem, nu înțelegem, pentru că sunt spălați pe creier, lucrurile astea sunt spuse de mii de ani. Uite, la rumii. Anii 1200, secolul 13. Dar atâta timp se știu lucrurile acestea. Și dinainte se știau. Întotdeauna se știu și este firesc să se știe lucrurile astea, dar nu se iau în seamă. Tu te-ai uitat pe Google și ai dat uh, uh, căutare la ce? La... Despre împărțirea bine și rău. Ei, vezi, deci divizare. Împărțirea și găs... nu mai ai găsit decât pe mine. Da, așa mi-a dat Google-ul. Ei, vezi? Deci nu mai există altceva. Restul, dacă mergeam puțin mai jos, sunt dădea din Biblie, în citate, nimic altceva. Nu ca și când cineva ar fi spus ceva pe seama asta. Da? Vezi? Deci că da. lucruri nu sunt scoase în evidență. Mm. Și deci ne-au pus în situația în care singuri, pentru că ne-am atașat, căutăm mai bine nostru, singuri ne facem o viață nenorocită, singur căutăm. Atunci le-am dat puterea lor puterea lor este, deci când a divizat, puterea este a lor. Da. Acum operația inversă care trebuie să o facem este să unim aceste opuse, aceste contare și nu se poate face iarăși, pentru că trebuie să faci operația inversă, te ai așa și -ai căuta bine, trebuie să nu mai ca, să cauți binele ca să te desprinzi de, de materie. De sufletul ce este? Nu binele corpului tău. Da. Deci să nu-ți cauți bine tău, să nu adaugi mai mult bine decât este nevoie la tine. Și asta se face prin uh, un efort continuu de împuținare. Să nu mai dau și mai mult bine la tine. Te împuținezi, mergi pe modestie, simplitate și smerenie continuu. Adică mai puține obiecte în casă, mai puține haine, uh, o mâncare mai simplă și mai brută, fără gust, adică tot ce este plăcut, este metodă de diabolizare. Și dacă vezi tu, dacă te duci tu pe supermarket, tot ce este acolo este pentru mai plăcut mai plăcută. Deci ca să îți întărească orgoliu și ego. Nu se întâlnești un supermarket unde să îți dea mâncare mai, care să nu ți încite simțurile. Deci totul da. e construit pe simțuri, pe simțuri cât mai rafinate. Și civilizația occidentală din cauza asta se distruge. Te duci la restaurant și, și îți dai seama de ce se distruge. La restaurant îți dai seama civilizația occidentală. Că în momentul în care comanzi ceva, te două o mare, cu o chestie foarte mică acolo, aranjată foarte, foarte estetic. Deci s-a dus la artă. Probabil și gustul este extraordinar și mănânci puțin și un gust fantastic. Deci s-a dus pe rafinament. Deci înseamnă orgoliu foarte mare, extraordinar de puternic. Iar dacă vorbești cu ei, sunt niște oameni foarte deranjați, tot timpul, adică ei sunt izolați unii de alții, nu discută, nu se nu își împărtășesc stările sufletești, nu se comportă ca o ființă comună. Deci ne-au pus în situația în care singur chemăm suferința și trăim o viață atâta timp cât vom fi atașați de exterior, atâta timp cât vom căuta bine nostru pe primul plan, virtuții de regulii, reguli morale și principii, noi vom suferi. Pentru că fericirea nu este în afară, este doar să ia din viață, Or, oricât de ceva a plăcut mănânci, ăla a plăcut o ți luat din viață, trebuie să faci un efort continuu de dăruire și de înfrânare ca să ai de unde să pierzi, că dacă nu, o simplă prăjitură te omoară, înghețată te-a omorât. Dacă ego este foarte mare, muri. Deci este un mecanism care este, ne spre iad. Apoi, asta este natura noastră. Din totdeauna am căutat ceva mai bine decât altceva. Mă gândesc, au mai venit stăpânii la lume și au înțeles cum să ne conducă și ce să facă ca să ne ducă spre pierzanie. Și trebuie să înțelegem că toate metodele, absolut toate, tot ce vine spre tine, toate principiile pe care le învățăm noi sunt împotriva noastră. Totul, totul, totul. Totu. Mașina este împotriva noastră, casa mai mare e împotriva noastră, prăjitura e împotriva noastră, totul, pâinea, tot ce mănânci tu este împotriva ta, tot ce e pe tine, hainele, mai mult decât ai nevoie, e, e dorința aia de, este accent pus pe formă. Deci uh -huh. sunt mai multe forme, accent pus pe formă și mor. Și ajungi ca prietena lui Ilie că care n-a mai adunat nimic din ea. După aceea, numai de dincolo, pentru că a fost zdrobit corpul, nu a mai putut să formeze sufletul. Nimic. Nu a mai avut corp. Deci nu este de glumă. Lucrurile astea sunt foarte periculoase. Deci ceea ce a, a, căutăm noi ce mai mult din această aceasta, aceste fericiri, ne fac ce mai, mai rău posibil. Pentru că sunt invers. Adevărul este invers. <coughs> Niciodată nu o să spună că cineva... Că... Peste, Dumnezeu este peste tot. Pentru că atunci ai iubii, și dacă ai iubi transformă exteriorul. Nimeni nu o să spună că puterea e la tine, că e suficient să unești contrariile, să nu mai aveți niciun rău și vinovat niciunde, și atunci exteriorul tot se schimbă. Că de ce se repetă tot timpul aici, în și la epistolele acestea, tot timpul, că apărăm, Doamne, de, de răul care ne vine din față, că vrea să ne omoară și ne, ne sufocă. Din cauza asta, pentru că noi învinuim Soarele de Iubire, Soarele de Iubire oglindă, se întoarce înapoi și pornești, pornește spre tine căvălugul. Uh, uraganul. Da? Deci, întotdeauna, noi când Îl acuzăm pe Dumnezeu, vom suferi infinit mai mult. Deci este un discurs eu o pe creier, mai rău noi asta facem, crede că suntem separați, aproape nostru dușmanul nostru care vrea să ne fure, când de fapt e suficient doar să, eu, să dizolvi această împărțire, să nu mai împarți și viața ta ți se transformă automat. Nimeni nu spune că tu creezi realitate în universul tău, tu conduci universul tău și Dumnezeu tău în universul tău și faci ce vrei în el și poți Să-i să dai ce formă vrei tu și exemplele le-am dat noi mereu, cu parcarea și cu coada, pentru că în momentul în care ție este indiferent că e bine, că e rău, deci n-ai împărțit în situațiile banale de viață, nu împarți și indiferent ce vine din față, tu accepti așa cum este, tu ai dat puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci va face, este, puterea este la tine și în același timp la Dumnezeu. Pentru că tu ai intrat în divinitate. Când ai egalat contrariile, se intră în divinitate. Și atunci tot ceea ce se întâmplă este foarte potrivit. Foarte potrivit și foarte armonios. Și nu mai ai niciun fel de grijă. Asta este. Atât când suntem poziționat, vom suferi. Vom lupta cu celălalt, îl vom vedea diferit, adversar și dușmanul nostru, și vom suferi pentru că nicio o celulă din noi nu face lucrul ăsta, nici un organ al nostru nu poate să-și permită vreodată, nu-și imaginează să aibă discursul ăsta de ură, Inima împotriva ficatului, min, ö, rinitului sau stomacului sau oricărui alt organ. Nimeni nu poate să urască în halul ăsta. <coughs> soarele de iubire. Că soarele... Eu ce am văzut? Ce mare chestie am văzut eu? La naștere erau organele, eu n-am văzut ce se întâmplă în spatele perdelei acelea de lumină. Erau fleșuri la acelea de lumină, se formau organele toate, aparatele acelea, nu știu cât timp a, a durat. Luni de zile probabil, fleșuri, luni de zile de fleșuri. N-am văzut nimic în spatele cortinei de lumină. <coughs> Și ce pot să spui? Că e un miracol. <coughs> Viața este un miracol. Asta am vrut să zic. Hai să luăm, să ne mai chinuim puțin. Chinu de dimineață. Eu nu știu cum oamenii nu pot să-i dea seama de chestia asta, se mai și supără, nu se uită la consecințe, trebuie puțin să vedem ce se întâmplă, eu mă lupt de dimineață până seara, mi-e frică să nu vină ăla să-mi ia ceea ce am, eu tot timpul nu mi-ajunge mi ceea ce am, tot timpul vreau mai mult, asta este normalitate? Deci asta vorbește împotriva acestui sistem, că nu a putut să oprească uh, ura împotriva propriului, nu, nu a putut tot timpul peste tot e divizare, dușmani. Când dai drumul la televizor sau la radio sau asculți pe net, peste tot e luptă unii cu alții, toată lumea se luptă. Cum să se, se luptă? Adică e ca și când soarele de iubire se luptă cu soarele de iubire. Se poate așa ceva. Să facă rachete, să-și facă, să lupte unul cu altul, să se mintă tot timpul, peste tot se minte. Soarele de iubire poate să fie așa. Da? Și să nu știe ce să facă ca să creeze rău celuilalt. Deci o industrie imensă de miliarde de oameni care se gândesc cum să-i omoare pe celălalt miliard de oameni. Nu este normal. Nu e firesc. Nu sunt e o nebunie. Da? Și totul vine de la spălarea asta pe creier, la programele acestea, că ți le repetă continuu. Deci Trebuie să uiți tot timpul. Ce, ce e dominant? Ura. Nu? Dacă vezi aici, o să intrăm din nou în text și o să vedem ce se întâmplă acolo. Ură peste ură, continuu care nu, nu este motivat. În loc să zică, domne, să se explice tot timpul. Dacă fiecare celul nu știe ce să facă pentru celălalt, înseamnă că asta înseamnă iubire. Accentul să fie pus pe robul tuturor, să fii jerfitor, să fii sluga tuturor, când ești sluga tuturor, nu ai eu. Este Dumnezeu prezent. E foarte simplu. Nu ai nevoie. De o rugăciune. Adică te rogi ca să fii sluga tuturor? Te rogi ca să fii robul tuturor? Nu, poți să fii robul tuturor când fără niciun fel de rugăciune, fără penitență, fără liturgie, fără acest efort imens de, a, de, de toate felurile, ca să întreții mii și mii de preoți, mii și mii de psihologi, mii, de, mii și mii de politicieni, mii și mii de avocați sau milioane de avocați. Dacă e la scară mondială, sunt milioane. Ca să ce? Să te divizeze în continuare. Ca asta fac. Te duci la psiholog și te divizează în continuare. Și zice că e vindecător. Ce să vindeci? Că vinde... E soarele de iubire în tine. Na? ce să vindeci? Decât să te învețe, să-ți arate că tu ești soarele de iubire. Atâta trebuie să faci. E suficient. Dacă îți dai seama că tu ești soarele de iubire, dispare necesitatea suferințe, pentru că nu mai ai eu, nu mai ai ego. Dar nici nu se poate să se spună vreodată. Cred că cineva mi-a zis că suntem singurii care vorbim așa. Nici măcar preoții nu vorbesc așa, că nu-și permit, că le frică că își pierd locul de muncă. Nu mai vine nimeni la biserică. Dacă le spui să fii robul tuturor, slujitorul tuturor și să renunți la casa ta, nu poate să-și permită să spună lucrul acesta. Deci asta se întâmplă. Am ajuns singurul nebun. Dar asta este soluția. Altă soluție nu există decât să faci ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu este robul nostru. Noi trebuie să fim robi tuturor și așa îl putem cunoaște direct. Așa că nu poate fi cunoscut și vălul nu se ridică. Tainele nu pot fi spuse, că nu poate fi spus un ego. Deci de ce mai spui tainele unui ego? Egoul nu aude, nu aude, nu vede și nu poate să facă nimic. Taină, acestea nu pot fi spuse decât un om care este înfrânt cu inima. Întâi nu înfrângi cu inima, întâi nu mai are posesii că posiția se eu pe primul plan, și apoi eu va fi sensibil la lucrul ăsta. Nu vorbesc că, hai să zicem că aceste, aceste bariere sunt, sunt uh, explicate de noi, dar sunt normale și în lumea sensibilă, pentru că spuneam odată, când am coborât de la Babele și m-am dus până la peștera Elomicioarei, acolo la o mită distanță, este o peșteră. Probabil că sunt multe pește, dar acolo am nimerit eu pe direcția respectivă. Și m-a luat, m-a dus în interior eteric, deci nu m-a dus cu corpul rămas afară. Acolo, ca să poți să intri, este o ființă de lumină care te mătură. Și nu poți să înaintezi dacă nu ești asemănător cu, cu vibrația respectivă de acolo. Și te omoară, te poate omorâ, deci este foarte periculos. Și așa m-am dus la masa unde erau acei înțelepți care scrie, aveau uh, cartea aceea pe masă, deschis carta aceea și mare și m-am trezit cu toată informația din mie în mine și după aceea, când am ieșit afară, uh, am simțit că eu văd totul pe dos. Deci orice spunea cineva, mereu le inversam, mereu le inversam vorbea despre uh, iubire, pentru mine iubirea era invers, de că zicea Vorbea despre iertare, pentru mine iertarea invers. Deci ce am observat eu atunci este că mi s-a făcut clar că din interior se totul. Interior, dacă schimbăm interiorul, se schimbă lumea. Este În clipa respectivă a fost clar. Prima, prima resetare am avut-o pe planeta Estatăreștilor. Acolo a fost prima așezare a lucrurilor și la fel, același lucru s-a întâmplat, începeam să văd de invers. Iar în, în Bucegi a fost cea mai puternică rezetare posibilă. Mi-a băgat cartea aia în cap, când scriu, scriu de, de acolo probabil, nu scriu eu, scriu, mi se dictează, mâna mea este doar stiloul lui Dumnezeu, creionul lui Dumnezeu care scrie nu n am niciodată n-am un sentimentul că aceste lucruri au venit de la mine. Nu sunt proprietarul lor, nu sunt. Am, am mii de pagini, am avut 16.000 de pagini, nu, 16.000 16 de, de foi. Am. Îți dai seama câte, câte informații este acolo pe care încerc acum să o trec în, în scris, în, pe calculator. Dar nu știu ce conține. Eu mă mir de fiecare dată. Când citesc cu de acolo, mă mir pentru că frumusețea ei, armonia ei, buna ei intenție acestor cuvinte este, este minunată, miraculoasă și a fi păcat să le pierdem. Da, și asta este. Oamenii, dacă s-ar uita să vadă consecințele acestei care e că sunt consecințe, se bat toată ziua, da. Se omoară peste tot, peste tot în lume, toată lumea se omoară, toată lumea Vrea să lupte, să câștige cât mai mult bani. Pe asta, este, asta este iubire? că mai mult înseamnă uh, suferință, înseamnă iadul. Să-și facă o casă mai mare, să-și iau o mașină mai frumoasă, asta este o victorie a iubirii? Nu, că iubirea ce face? Noi nu știm ce înseamnă iubire. De aia, cum să transmiți tu o informație și să nu spui ce e sufletul și ce e diavolul, ca să poți să vezi. Iubirea nu-și caută o casă mai frumoasă. Ar, deci pui în locul a ceea ce faci tu să pui iubirea. Iubirea ar face asta. Iubirea vrea o mașină mai frumoasă. Iubirea vrea un post mai sus. Nu vrea un post mai sus. Nu vrea nimic. Din mașină. Nu vrea mai mult. Iubirea nu știe decât se doiască. Iubirea vrea să fie sclava tuturor. Iubirea nu se protejează și nu se apără. Nu vrea mai mare bine pentru sil. Și atunci ți-ai dat seama unde te afli. Și atunci ți-ai dat seama că această acest text nu este un text care să te îndumnezească, că niciodată stăpâna lumii nu și-au permis să-ți dați ei puterea. În viața lor nu vor putea face lucrul ăsta, ci întotdeauna te-au scindat. Te scindează, te divizează și diviziunea îți dă posibilitatea să crezi că ești o ființă separată de aproapele tău, îl vezi dușmanul adversar, îl cu el și da, îmi pune și suferința atunci. Adică Gândește-te că noi așa fizic, în lumea noastră reală, suntem ca organele din corpul nostru. Păi ce organele se bat unele cu altele? Ele doar se susțin. Un organ, oricare rinic, ficatul, inima, oricare vede stomacul, se dăruiește celorlalte absolut, în mod absolut. Nu, 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 fuge de greutate, nu fuge de. nu se protejează, nu se apără nu caut ușorul, nu caut plăcutul, nu că nu-l interesează. 120 de miliarde de miliarde de celule care formează corpul nostru, fac totul pentru celelalte. Niciuna nu-i trece prin cap să fie egoist. Nu-i trece prin cap. O unii celule, celule nu-i trece prin cap să-și iau o mașină frumoasă. Nu-i trece prin cap să fac comparațiile ca să se să, să înțeleagă dimensiunea. Să-și construiască o casă mai frumoasă, să câștige mai mulți bani. Nu luptă cu aproapele. Nu luptă cu celula de lângă ea. Nu o vede dușman, din contră, se întrajitorează. Acolo există compasiune, acolo există dragoste. Nu știe ce să facă când o celulă nu mai funcționează cu bine, nu știe ce să facă ca să o ajute. Așa este tot ce se întâmplă și în natură. Am văzut o chestie interesantă, am pus pe Facebook, dar când m-am uitat la vizualizări erau doi. Deci nu, nu se uita, asta nici nu, uitat, nici nu interesat. Ce era acolo? Era un copac care era tăiat puțin deasupra uh, solului. Era tăiat și pierduse legătura cu solul, nu mai putea să se alimenteze. Și ce se întâmplase? Copace din stânga și din dreapta s-au dus, s-au cuplat pe crângile lui și îl alimentau cu sevă și făcuse și pere. Deci el nu mai avea contactul cu pământul, să ia apă, să-și ia ceea ce are nevoie. Primea, primea sevă de la cel din stânga și cel din dreapta. Uite ce ajutorare. Niște copaci care putea să zici că, uite că sunt proști. Uite ce inteligență. Vrei să spui ceva? Nu, nu, nu. Da? Deci un ajutor extraordinar. Sau au mai fost. nu știu ce animalul s-a prins uh, într-o casă undeva, în subsol, și nu putea să measă de acolo, și un alt animalus venea și zi de zi îi dădea mâncare fără, adică era fără speranță că se scape de acolo. Deci l-a da. ținut în viață, l-a ținut în viață și a știut ce să facă. Exact așa da. se comportă celulele noastre. Animale care alăptează alte animale, alți pui de... Da, da. da sunt multe exemple. Asta cu copacul m-a -a dărâmat. Deci copacul nu mai putea să ia sevă de jos și vin, vin copaci din stânga și din dreapta, se cuplează pe cum au putut să facă. S-a cuplat pe crânci da. și a început să alimenteze prin crânci. Ce deșteptăciune, ce operație acolo fant fantastică au făcut. Ce hotărâre au avut ei. Ce iubire e dăruire, au. E dăruire, da. Ce iubire au el. Da. Și acel copăcel a făcut și pere. A înflorit și a făcut și pere. El nu avea legătură cu pământul a tăiat -o, total. Incredibil. Deci viața Incredibil, se așa. susține pe sine. Da, când primești iubire și rodești. Tot ce este natură, aerul, soarele, apa, pământul, totul se oferă pe sine. Nimănui, dacă luăm discursul ăsta de ură și îl punem în, în gura aerului sau în gura soarelui, să zic că soarele, uite, tu ești netremnic, ești dușmanul meu și mai departe. Se poate așa ceva? Să zic că aerul, să -mi zic că mie aerul, că tu ești un, un nepriceput, ești necredincios, ești un păcătos, ție nu-ți dau aer. O să zic așa ceva. Că dacă ar zice așa ceva, am dispărea cu toții. Deci, aerul, soarele nu te vede păcătos și noi ne ducem la, la proși, produce și tu ești păcătos. Păi, stai puțin că soarele nu mă vede păcătos, apa nu mă vede păcătos, natura, nimic din natură, roșiile, merele, tot ceea ce există se oferă pe sine, se oferă. Nu zice că sunt păcătos. Da? inima se oferă continuu, -te. inima bate de zeci de ani, bate, bate, zi de zi, dimineața și seara și noaptea și ziua și tot timpul, tot timpul bate, bate, bate. Deci spirit de sacrifici... să te uiți la inima, inima îți arată cum trebuie să fii, acest tip de iubire de să-l ai. Sacrificiul este absolut. Sacrificiul lui Dumnezeu este absolut. Și ne-am întâlnit aici la Sfântul Apostol Pavel, parcă îmi spunea, Dumnezeu niciodată nu este părtinitor și Dumnezeu niciodată nu te face netremnic și... Păi tu dacă zici acolo, de ce te faci? Bine, hai să zicem, avantaje sunt în Coran, că este acolo un discurs de etică, de încurajare, îți arată cum să, cum să te comporți în viață. Aici este interesant că în contrapartidă, vezi minciună multă, dominantă, ceea ce arată că de fapt vrea să te, să te manipuleze și uh, asta se întâmplă în, în, tot do, în tot domeniul de manipulare. Prin media. În media lucrează pe dominantă. Deci, uh, instrumentul cel mai puternic de manipulare a maselor este dominanta. Adică, ce este dominant în test? un oamenii nu vor vedea altceva. Și poți să-i impui orice și atunci, prin repetiție, că vezi că repete la, la fiecare epistolă, și dacă spune, citește psalmi de două ori pe, pe zi, prin repetiție, până la urmă, țin programele respective în cap, că sunt numai programe. Și tu începi da. să vezi după aceea adversar, dușman peste tu, că așa că e acolo. Da? Îți, îți bagă în cap um, segmente de tip cauză efect în care te duce. Deci, cauza este învinirea lui Dumnezeu, soare de iubire, și efectul este că din față ești atacat și, bineînțeles, că ești atacat, că dacă ai învinit pe Dumnezeu, trebuie să fi dus în iubire, pentru că nu există. Deci, modalitatea prin care se introduce răutatea în lume și suferința, în lume și pericole, frica asta, este prin aruncarea vine în afară prin a vedea rău și vinovați în afară, tot timpul. Când zici că ceva nu este bine cu omul acela a greșit, păi zici despre Dumnezeu că omul acela este sub comandă de, de, sus. El nu face ceva, el e ca o păpușă. Nu face nimic de capul lui. Deci nu poți să acuzi omul. Este imposibil. Da? Deci noi când acuzăm omul, acuzăm pe Dumnezeu și acuzația asta trebuie să fie întoarsă înapoi printr-o durere mai mare. Deci întotdeauna trebuie să le Dacă vrei să fii fericit în viață, nu acuza soarele de iubire din față. Că nu îți face el ceva, nu este el de vină cu nimic. Și dar când acuzi, atunci tu îi dai putere și dai și victoria și vine împotriva ta să te calce în picioare. Să știe fiecare, în momentul în care zici că cineva e vinovat din afară, că nu e în regulă, că nu e bine ce face. Și ai tendința să-l corectezi, să-l schimbi, să... sau ai așteptări față de exterior, în gripa respectivă vei primi ceva rău, ceva mai rău decât ai făcut tu, că te lovește cu răutatea de tine de amplificat. Ăsta este principiul iadului. La iad, a, aici îți vine și te lovește cui pe cui, știi? Adică cu ceva puțin mai puternic ca să poată să te, să te oprească. Dar dacă omul face asta în mod frecvent, în lumea de dincolo, în iadul întâi al lui Liecioară, vine amplificat de sute de ori. Deci o răutate de a noastră mică aici, care este o ironie mică, știi, o critică mică, se transformă acolo în hă, o pălălaie mare de, de, foc care vine spre tine și te lovește, nu te vezi. Acolo oamenii sunt speriați și încearcă să lupte, să se, să se împotrivească, știi? Și când fac chestia asta, pornește același foc, pornește în interiorul lor, că îi mistuie și este focul iadului. Este cumplit ce se întâmplă acolo, din lucru de nimic, banale. Păi aici sunt lucruri banale, că există unii ani niște cuvinte urâte, da? și acolo se transformă într-un uragan care vine peste tine și te, te arde. Da? Nu e de glumă. Eu înțeleg că oamenii nu știu că nu au fost acolo, dar sunt unele cărți unde explică ce se întâmplă acolo. Cea mai car, frumoasă carte este aceasta. Dar sunt și alte, și în lumea occidentală sunt cărți o mulțime. Explică. Una dintre ele este foarte frumoasă, nu știu autorul prea bine, este un medic care a strâns cazuistică cu experiențe dincolo de moarte prin care au trecut copii. Bineînțeles că când erau copii nu le asculta nimeni, au așteptat până a ajuns adult și s-au dus la el și au povestit. Și în carte am pus una dintre experiențele acestea cu un copil care a căzut pe fundul unui bazin. Și a stat 30 de minute acolo. Deci, în mod normal nu se poate așa ceva. Să dai tu 30 de minute, nu rezisti 3 minute fără aer, dar 30 de minute. Și era provenea dintr-o familie ultra-religioasă care în fiecare seară studiau Biblia. Și acolo mereu învățau că sunt păcătoși. Și când a plecat sufletul și a ajuns sub de dincolo, a văzut un tunel în, față și în spate tunelul soarelui de iubire. Și o stare de foarte plăcută. Și soarele de iubire zice, ei, și el avea în cap că este păcătos, că de aia a fost, el s-a gândit și a, alunecat în bazin, fiind atent, că ei discutaseră cu o seară înainte, că el este păcătos, se simțea păcătos și poc a trântit. În momentul în care, deci un atac la Dumnezeu, întotdeauna cuvintele de învinuire și condamnare a soarelui de iubire, iată la Dumnezeu. Aici asta înseamnă, pentru mine este blestem. Deci pentru mine, psalmii, epistolele, toate astea sunt, este discurs de ură. Împotriva cui? Împotriva soarelui de iubire. Și omul nu-și dă se mai impresia că el fiind scindat, el crede că trebuie să, să-l apere Dumnezeu. Păsta puțin, ești scindat, mai scindat, noi discutam noi ieri, nu? Lucruri sau alte lucruri acesta. De ce mai împărțit? Ca după aceea să zici că trebuie să faci mai bine, să nu, să nu iubești arginții. Păi stai mai, mai împărțit. Dacă mai împărțit, nu poți să cauți binele Ai făcut necesitatea, ai creat necesitatea ca tu să existi, să vin la tine și tu să-mi dai sfaturi ca eu să fac mai bine și să fiu nu știu cum. Da? Deci dacă nu mă șindai, eu nu veneam la tine că tu nu existai. Asta este tâmpenia de pe lume făcută. Și uh, Dumnezeu i-a spus, uh, lasă lasă pe părinții de tu, nu vezi că aici este numai iubire. Lasă în traducere, lasă lasă tu uh, epistolele Sfântului apostol Pavel lasă lasă tu uh, psalmii. Cu discursul lor de ură nu vezi că aici este numai iubire. Deci noi trebuie să aducem discursul de iubire pe care îl are. Celula noastră în față de cealaltă celule. Să în față de între. Discursul, deci îți dai seama ce odă cântă o celula noastră. Celula noastră uh, cântă dragostea în față de, de, Dumnezeu. Pentru că prin comportament, prin comportamentul de sacrificiu de sine, asta este adevărata rugăciune. Că spunea și Părintele Clopa, sunt opt tipuri de rugăciuni, dar cea mai importantă este să, să te poți ca o ființă cerească. Păi, te întreb, păi eu trebuie neapărat să fac rugăciuni ca să ajung să, să fiu robul tuturor? Nu. Oricând pot să fiu sujitorul tuturor, să dau întâietate, să fac ce vrea celălalt, să mă las pe mine folosit, să dau dreptate și să uh, fiu de acord cu toată lumea. Da? Oricând pot să facă. Deci nu este nevoie. Întotdeauna rugăciunea și efortul acesta în exterior înlocuiește înlocuiește sacrificiul de sine, jefa de sine, că de aia este făcută. Că omul fuge de Dumnezeu. Este o fugă de Dumnezeu și de responsabilitatea schimbării vieții lui, și din cauza asta omul se tâmpește la cap și ajunge să lupte toată ziua și să crede că asta este normal. Se naște într-o lume de luptă și crede că asta este normalitatea, când de fapt este, este anormal. Noi trăim într-o antilume, nu trăim în lumea adevărată. Nici nu putem să ne echipuim ceea ce ar însemna să ne cop Deci lumea aceasta noastră să fie lumea din interiorul nostru. În interiorul nostru este numai binevoire, numai înțelegere, numai zâmbet, fiecare, fiecare celulă se susține, fiecare organ nu știe ce să facă ca să fie celălalt mai bine. Ei trăiesc în, în rai. Deci în organismul nostru este rai, că dacă n a fi rai, nu ia a muri. Dacă pornește imediat zavistia între ele, trebuie să apară dereglările. Ele sunt obligate tot timpul să tot timpul se rezolve toate problemele, unele alte, alte tot timpul se susțin. Că da. Deci noi așa ar trebui să ne comportăm, așa cum se comportă celulele noastre sau organele noastre. Să nu știm ce să facem ca celulele să fie mai bine. În momentul în care faci totul pentru celălalt, atunci tu devii o ființă cerească. Devii una cu sufletul tău, devii una cu Dumnezeu. Este foarte simplu. Când te preocupi numai de tine, zi de zi de zi, la fiecare lucru cât de mic, te îl pui pe tine pe primul plan, nu, dacă faci lucrul acesta, începi să devii o celulă canceroasă. Deci prima dată noi devenim celule agresive, celule răzvrătite în afară și după aceea celule din interiorul nostru iau modelul. Prin vibrație, se schimbă vibrația și iau modelul și asta este boala. Când ai ce să repari, să vine și vine, vin oamenii, medicii, toți vindecătorii ăștia, miliarde de vindecători, preoții ăștia, toate, că și politicianul nu e vindecător și avocatul e un vindecător. Nu? Vin să vindece soarele de iubire. Păi lasă-mă așa cum sunt. Nu mă mai scinda. Atâta trebuie să faci. Nu, nu mai scinda pe celălalt. Și ajută-l să unească, să învețe, să-și reamintească, să unească contrariile. Și, și, lucrul ăsta se face foarte simplu. Deci te duci la un psiholog sau la un pro și produs te învețe să fii robul tuturor. Pentru că în momentul în care ești în starea de robie, când ești sclavul tuturor, egoul s-a pierdut. că s-a pierdut, egoul se ridică, vălul și viața ta începe să se restaureze. Primește energie subtilă. Și dispar bolile, dispar. Așa dispare boala. Prin robie, prin sclavie. Deci, omul primește medicamente, primește tot felul de, de sfaturi, barca bante abracadabrante, care nu se referă la ceea ce se întâmplă, la comportamentul, de, deficitul de comportament. Greșelele au fost din preocuparea excesivă pentru bine individual. Și trebuie să facă invers, să se ocupe numai de celălalt, ca să se îndace cu energie subtilă. Dar nu le explică nimeni lucrul ăsta. Deci nimic din ceea ce le oferă vindecătorii aceștia nu se referă la modalitatea prin care ei au pierdut energie subtilă au pierdut energie prin preocuparea excesivă pentru ei, nimeni nu îl oprește preocuparea asta. În continuare, din contră, le dă medicamente ca să trăiască în continuare tot la fel. Păi atunci o să meargă pe nivel superior, pentru că nu se înțelege ce e boala. Boala oprește preocuparea excesivă pentru binele individual. Asta face boala. Asta face necazul. Asta face suferința. Asta face pierderea financiară. Asta face orice situație din viață nefericită și neplăcută. Rostul ei este să ne aducă înapoi în Divin. Și este, de fapt, mântuirea. Este, de fapt, vindecare, este, de fapt, medicamentul ceresc. De-aia am făcut o emisiune la Viața în Armonie, depresia. Depresia este chiar vindecare. Anxietatea e vindecare. Ce să vindeci? Îți stai legătura cu materia. Nu te mai preocupa de materie. Adică nu te mai preocupa de tine. Și atunci dispare depresia fă totul pentru ceilalți și atunci spune și mie, poate un psiholog să zic asta, poate un preot să zic asta, că nu poate să zică. Nu, nu aude nimeni, nu mai vine. Deci omul acela nu mai vine la biserică. Omul se duce la biserică să-și amplifice bunăstarea. Niciodată în viața lui nu se duce la biserică ca, ca, ca să-și piardă bunăstarea. Să se ducă la preot și să zică, preotul, fii tu, fi tu slugat tuturor. Păi stai puțin cu ea mașină frumoasă, am mulți bani, cum să fiu slugat tuturor, ce și nebun, cum pot eu să dau casa asta mare? Nu se poate. Deci totul este blocat. Deci clasa muncitoare nu merge în paradis, merge în lumea lui Elie Cioar, prima pe stânga. Împreună cu stăpânii noștri dragi ai lumii, pe care i-am construit tot noi. Atașamentul nostru de materie construiește pe ei. Este doar un mecanism de autoîntreținere. E suficient ca ei mereu să ne aducă lucruri noi, 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 da? Și noi avem impresia că noi creștem în bunăstare, creștem în comodități. Și când creștem în comunități, de fapt, ți-a luat din viață. Te-a omorât. Acum, nu, lume nouă. Când vin orașele de 15 minute, nu o să te mai deplasezi nu știu unde, știi? Când vei fi mereu stimulat să stai acolo, să mori în singur. În momentul în care nu mai dai... În, de ce mai puternică armă în nou marxismul ăsta este uh, venit un minim garantat. Și toată lumea îl vrea. De aia, nu a lume nouă, vrea toată lumea. Așa cum au, au vrut toți Noul Testament. Au vrut să scape de primele două restricții care era pe, pe bunăstare. Li s-a dat libertate la bunăstare. S-a schimbat accentul, a fost pus un om ca să poată să fie eliminat Dumnezeu. A fost eliminat Dumnezeu din viața noastră, și nu mai vedem niciunde și nu mai avem corespondența cu comportamentul nostru. Am pierdut-o. Acolo toată lumea zicea, tu ești stăpânul meu, eu sunt sclavul tău. Nu? Eu sunt robul tău. Zicea la oamenii când se întâlneau în Vechiul Testament. Deci asta era baza. Când în momentul în care te pui pe tine sub celălalt și pe celălalt îl pui mai presus, tu de fapt te încași cu energie vitală. Și este exact raportul care există în organismul nostru în celulele noastre. Celulele noastre le servesc pe celelalte și organele noastre la fel, fără să cârtească, fără, fără, fără capăt, fără să se oprească vreodată. Nu se oprește niciodată. Asta înseamnă iubire. O jerfă de sine continuă. Da? Și vorbim de jerfă și vin ăștia care zic că sunt cu Noul Testament și cine ești tu să-mi spui minoc asta? În bătaie de joc, cu, o răutate incredibilă, cu ură, n-am văzut. Deci oameni diavol sunt. Da? Ce au făcut? Au pus regulile pe primul plan. Că spunea bă, Mitropolitul Atanasie de Limasol, din Cipru. Spunea, ce să fac cu 50 de ani ai tăi în care ai pus pe primul plan regulile acestea bisericești și tu n-ai învățat să iubești. Tu nu știi să iubești. Tu nu poți să iubești. Îți urmărești numai binele tău, că asta înseamnă când pui reguli morale, principii, adevărului, valori umane, virtuți, idealul pe primul plan, tu nu mai poți să iubești, că le-ai pus pe alea, pe primul plan. Adică pe cel care le încalcă, nu mai poți să l iubești. Și trăiești într-o într viață, trăiești în iad, ăsta este iadul. Lipsa iubirii înseamnă ură. Omul urăște. Și se vede foarte cine știu, că uite, așa scrie în Biblie. Păi stai puțin că ai, ai ură. Ai ură. Tu nu poți să iubești pe cel care... Tu absolutizezi niște reguli. Regulile se schimbă sunt milioane de, de, religii în lumea aceasta, nu? Fiecare spune altceva și ce, ce s-a întâmplat? Fiecare zice că adevărul lui este mai important, da? Că au ajuns să spună că creștinii se mântuiesc, ceilalți nu se mântuiesc. Păi stai puțin că sunt 800 de milioane de creștini, dar nici aia, nici, nici atâta nu sunt. Că bisericile sunt goale în Occident. Da? Doar își pune așa o etichetă de creștin, dar în comportament nu e, nu e, nimic ca creștin. Dar nici nu au e cum, pentru că nici nu, nu asta a fost scopul noului testament, ca să uh, schimbe comportamentul omului și să se poarte ca o, ca o celulă de iubire sau ca soarele de iubire. Nu a fost ăsta scopul. Scopul a fost să taie legătura cu Dumnezeu și omul să poată să își facă vilă, să-și mașină mică, să câștige cât mai mulți bani să distreze. Asta a fost scopul, pentru care, din cauza asta omul îi convine situația aceasta. El niciodată nu va accepta o învățătură care se spune să fie robotul tuturor. Niciodată nu va accepta. Deci este din start legătura cu Dumnezeu, este tăiată. El nu-l vrea pe Dumnezeu pentru că înseamnă responsabilitate. Cu toate că în organismul nostru fiecare celulă și fiecare organ se comportă așa este robul tuturor, dar noi în afară nu putem să acceptăm lucrul acesta pentru că zice că ne aduce o pierdere, noi căutăm comodități ușor, plăcut, deci căutăm pe diavol. de tot repetăm noi pe Ivan Turbincă, cu rai, s-a dus în rai și nu era nimic, și s-a dus în iad și acolo erau petreceri, erau femei, erau distracții și era bătură și țigări. <laughs> în primul lucru a întrebat, parcă țigări sunt <laughs> Trabuc sau nu știu cum am zis el. Tutun este? Nu este tutun. <gânt> Apoi, femei sunt? Nu sunt femei. Petrece sunt? Nu sunt petrece. Păi ce să caut eu aici? <gânt> deci omul nu-l vrea. Deci el dacă se duce acum spre noua lume nouă, el o vrea pentru că îi aduce avantaje mult mai mari. Da? Dar el nu știe că aceste avantaje mai mari ia din energia vieții și mare singur ca prostul. Plăcerea te ucide. Nimeni nu spune chestia și nu va spune lucrul ăsta. Da? Când de aia înțeleg, pe noi nu înțeleg că la noi se uită doi oameni și la ăia care îi spun minciuni se uită 14.000 pe pe, <laughs> pe, pe zi. Deci diferența este colosală. colosală. Minciuna. Omul vrea să fie mințit. Iar când faci se duce pe spiritualitate, se duceți pe acea spiritualitate și aici și religia intră în acest joc care să nu deranjeze, să nu deranjeze, să nu spună nimic. Să nu spună nimic despre, din contră, dacă poate să îi amplifice bunăstarea. Să nu spune nimic că nu e bine să astrângi bunăstarea. Din contră, ei zic, poți să cauți bunăstare, știi, dar să nu te atașezi. Serios, poate cineva să nu se atașeze. Când noi derivăm sentimentul de eu din... Păi atunci nu mai are nevoie să, fii, să ai bunăstare. Da. Nu mai are nevoie să-ți iei o mașină frumoasă. Da? Îți iei o mașină frumoasă pentru că te atașezi, pentru că ai un eu, că ai vrea ceva mai frumos și mai bun. Că dacă nu ai avea eu ăla, acela, nu te-ar interesa. Dacă te-ai comportat ca un suflet și ai fi sluga tuturor, slujitorul tuturor, păi nu ai avea nevoie de mașină frumoasă, că nu te interesează. Că nu, nici, nu, nici nu te-ai simți bine, pentru că îți crește eu. Când ți-a crescut eu, a crescut neliniștea, teama, frica, o stare de insuportabilă, zi de zi în care lucrurile nu merg bine, tot timpul lup și te apără, deci totul este, ia foc. Când te duci pe mai mult bine pentru tine, totul ia foc. Este un film interesant cu Leonardo DiCaprio, Lupul de pe Wall Street. Se vede un, se vede un parcurs acolo a unui om care intră în brokeraj, știi, devine broker, cum câștigă bani foarte mult, cum bunește, și așa deodată, nu, mai, nu mai, nici viața lui nu mai conta și pierde totul. Da, cam asta este parcursul fiecare din noi. Bun. -am, am făcut o, o pastilă de oră, ne oprim aici și continuăm cu...